Gata, mă, șpion. Cristi, în direct pe data de 16, la gunoaiele, marele gunoaie, în ghilimele, că nu mai sunt gunoaie, e curat, curat, ecologic. Bă, ce contează, mă? Contează la filmare? N-am zoom? Topă-l, mă. Nu de mai arătat. Te-ai dat, bă... La ce-am mâncat, la asta mâncat. Nu, mă, zărân, dacă ai prins. La portocaliu. La portocaliu. Știu doar pentru mine. Aia, nu, că nu mai ai tu ce trebuie. Băi, am numărat 7, am scăpat. 7 ai numărat, scăpați? Ala, da? Ba frumos. Asta mi-a plăcut și mie la Bibani de aici, sunt nebune așa. Două dacă nu te aștepți. Și să frumos. Hai mă, Adri, bagă-te, nu mai stai după mine. Băi, legat în plumbul și mie, repede. Oh, nu. Aolo, n-ai învățat nici să legi plumbul în clasa 10. Uite-te aici. Da, da, mie că dacă leg... Uite-te aici, că nu s-a întâmplat nimic. Tiers, unu, doi. Un, două, trei, pa, cinci, șase. Păi, eu am fi de 40 ca să fiu sigur. Ai văzut? Bag pe aici, unde te uiți? Am văzut, știu cum, dar mică... Nu unde reușesc. A după mică? Da, mică, da. Băi, pe ce mâine ai tămie toată? Asta, că da normal, nu știu că... A, e de șofer? Hai la altă, e la mașină. Băi, dar e șofer? O să vă servim cu ceva. Delicates, e de șofer. Nu, e fără alcool. Am băut până acum bere de astea. Da. Să nu te otrăvește, Cristian. Știu că e șoc. Ca ideea de șoc. Nu bun. Asta de mult. Adevărat cine, băi? Oricum, mulțumesc de pom că mai chemași la Bibani. Păi ce mă, ne curcam cu iarba aia trecută? Păi și aia, ce aia, ce aia. Aaa, dar mai rar. Da, da, și când mi-a dat, mi-a dat. Era și o vigilie, face asta, nu mai mănâncă, mă, așa că m-a plăjnit, nu? Ce-a făcut un păr? Și bă, mă, am și așa. O face mai stridente. Cu curcubeu. Alege. Că-s bun este cu curcubeu. Bate în soarele ăsta. Ce zic asta, fără? Vă alegeți că nu e. Cât asta e? 2 la 15 lei. Hai să facem o ofertă la 3 la 5 lei. Păi mai vine așa. Adică mai pune bună, doamne. 5 lei la mașină, că nu am văzut. Da, da, intră. Coasă tot pe una și coasă tot, da? Da. Păi de-asta e nevoie mereu. Hai, stau până de seara să fac fitnet. Încercăm și e și frumusețe. Am și de la mincine. Trebuie să mai... De la mincine, da. Da, am dat și cu mici, dar vă spun sincer aici, când am dat ultima dată, am dat pe, tot pe fir de 16, pe finețe. Ia, ia să văd, stați așa să văd. Nu știu, că am luat niște caștalii mari, nu mai am 11 de bani. Dar am niște modele, fiule. Lăsă la mașină. Am niște modele făcute acum, mai. Mă duc să mă. Să le încerc pe astea. Mai pretențios. Bă, și una verde. La testare. Și una verde la testare. Ia mai la combinație de astea urmări. Cristi, unde să dau mă și eu? Andrei, le-ai luat? Uțiezi muștile deasupra? Dresează-le, mă! Veni mai lângă mașină, dar am scăpat mult timp partea aia. Unde? Unde ai scăpat? Păi de ce nu zici, mă, că ai scăpat încolo, în pălaș și așa? Ia uite ce frumos a dat. Da, mă, da. Iată, da, mă, da. Nu, nu, cred. Mai vine el încă. L-am mușcat mustea, da.
Bă, păi da, curge apa, mă, aici. Curge, curge, că eu am fost mai pe curbă. Păi da, tu știi că la baraj cu sărăm noi ce curent sunt acolo? I-a dat drumul tare. E bine? Că dăm ca un fel pe râu. Vă dați seama cât de mult sunt pașii de la s-a agățat așa? Da, la dâns. Păi nu știu nimic. Îl controlăm deocamdată, stăm. Cristi, lei mai în larvă sau mai aproape? 20 de metri? Bă, mă, nu știu. Pe aceea, pe amică, mă, la 20 de metri. Adevărul e că și tura trecută, tot cam așa, nu? Ah, în pragul ăla, ăla. O praga, ce tu? E un... o ridicătură și vine un fel de prag, se îndâmbă ăla. Vânează-i pe acolo. Cristi, le-ai dat nadă, mă? Eu n-am luat nici, bă. Bă. Ia uite, bă, ce-am luat, bă. Tu nu vezi, mă, e cât degetul. Bă, du-te de-așa. Noi vrem pe tactul, bătrâne. Stai să dau o lecă pe la piatra. Să punem muștele astea la muncă. Până de seara un prinde noi de-o prăjeală. Da. Andrei, vină mai încolo, că se întâmplă cu băs. Câțiva metri. Da, păi de-aia zis, să nu ne încurcăm. Că e biban pe de rând. Bă, chestia e că... Când veni și schimbai invers, puteai luizele pe monofilament, pe ăla, pe ectil, și puteai toatea pe ăla. După ce am pus muștrii pe monofilament, nu i-am mai scăpat, dar am luat de mai mici. Dar nu i-am mai scăpat, că e mai elastic, nu știu ce se întâmplă, mănâncă prost. Aaa. Da, și la textil am scăpat într-una, dar apucă de unde apucă, îi car până cole așa și cole elastic. O fi de ei, bă, cu ce-i vă mâncați? Adică nu te sunt eu ăla de morții, 1, 2, 3, de te-ai împună, mă, dar chiar la rândă. Zic, bă, eu când mai adumă, tatu. Dar așa că stai. Când mai aduni, dar mi-a intrat pe tambur, nu mai verdeață, mă, față. Mai adun că s-a ales trop. Aue? Ai dat și mai încolo de parte? Doar că sunt că am fost până în curba aia. Și ai luat pe acolo? Nimic, e verde bun acolo. Nu zic, ai luat pește? Nu am luat. Că acolo le scoți mai murdare ca aici. E plină râu. Ai scos de parte. Da. Ce s-ar fulgi după asta? Nu, e încă tot pe talul de la mai bine. Dar dacă zici că n-a dat, nici n-avem bă răbdare. Da, mă, n-avem răbdare. Da, și dacă stai într-un loc așa, și care nu știu de oameni, păi, da. Era prea bine. Atât a vrut omul. Și ăsta ce e? Vinde măceșe? Ba da, a făcut soacra. Ia uite, bă, cât ăștia e, bă. Da, am luat și eu pui de șală. Se bagă la ea de... A, s-a băgat pe lângă ea asta. Pui de șală, bă. O vede și... Ce să mai văd dacă l-a luat asta de burtă? Păi, du-te, mă, să te faci și tu la 3 kg. La mare nu vrea să bage cu până spre. Cristi, mie că la ăsta trebuie să schimbăm tehnologia, bă. Să-i băgăm de chinez. Da? Da.
nu stă nici ăsta. Stai că nu. Ia vedem cum o duce. Ia vedem cum o duce, e greu. Trage mă și tu, Calum. Ușor. Stăm noi cu tine aici. Că e mic de-al încăcat. Hai să te lecolez, că fam, dar nu se vede. Mă mir cum am început de... Mă mir și eu. De... Tot la muscă. Nu știi, tot verde cu roșu. Da, mă, da. Frumusețe. Avem de așa ceva. Avem și n-avem din nou. Am una galben. Am vrut să dăm și noi pe aici, ce știu? De. Trebuie să dăm. Păi nu, dar oricum o să dea mai încolo. E 8 și ceva. Ne facem de-am luat. Te vezi aici mai adânc, bă, dacă... Învață-l tu, Cristi, că eu sunt ocupat aici. Încerc să prind și eu un biba. Bă, da, Cristi, băi, tata, noi am luat și în gură, mă, lângă golf. Deci, de ce n-ați mai dat pe acolo? Ia uite, bă, noi am trecut la șală, bă. De, bă, trebuie să mănânce și el. Eu am trecut la verdeață pentru capre. Dar auzi-te ăștia că vrea să-mi iau capre. Da, Paul a mâncat de la 6 la 7. Am luat un pui de șalof în doi. Da, era agățat de gușă. O, oh, e tot aluz, era taluz. Am fost asta la 100, la curba aia de acolo. Se dea frumos, mă. N-au ce spune nenea. Când mai devreme bătea vântul, era valuri. Atunci mânca. Și a luat bucăți. Da. Atunci mânca. Dacă s-a oprit valul. Da. Când ce putea să bată vântul. Mai zici cineva, și vinerea a fost la fel. După ce am venit eu vineri, n-am mai fost valuri. Păi și eu filmările le-am făcut pe araliile alea. Pe 10 deschidere. Mamă, ce apeși. Te-ai apucat de băut? Vezi că ești locată pentru șoferi, fără băutură. De la câți știi ce de la? Da, păi să nu mai știi ce băutură de la. Stocat. Stocată? A trecut floarea de sarcamă, zic că fac și eu vin, că fac și eu pentru... Păi las că vine măceșul, facem de măceșul. Am măceș. Făcut, n-am... Să vezi ce bun e. Au trecut toate și n-am făcut nimic. Facem de măceș, că alea stă până și pe gheț. Ți-a dat? Bă, da, nimic, mă. Mai bine. Mai ajunge. Da, nu vezi, e capra moartă în cutie, dar văd că Cristi Melor. Băi, mai dă și eu, o să mă duc la golf pe partea. E iarbă multă și în fața acolo. A, băi, după golf încolo, cum putem ajunge, mă? Nu merge. O colegi golf. Să vezi ce carase era în curba aia după ce treci golful. Băi. Îi vedeam la soare. Lângă mașină îl coace, am luat-o și am tot pieptunat. Nimeni nu. Mare. Gabi, și unde mă gândeam să merg? La kilometru 10, lasă-mă așa parcare și vin încoace spre coadă. Mănâncă pe Ataluz niște caștalii de moți, dacă îi vezi, nu mai vin cu-a. Unde? Pe Ataluz. N-a fost noi aseară? Să vezi zică cum făcea. Bun! A luat unul mare, mi-a zis că l-a... Ei, l-am filmat, mă, are doi. Și eu mi-a dat unul și l-am scăpat, l-am adus până la mă. S-a făcut unul mai bun. Tot la muscă. Din bancul. Păi și cum, la asta? Păi și nu tai șalou? Nu la șalou, la biban. Bibanul mănâncă pe taluz acum, pe seara. Și dai acolo, după taluz arunci, dai ei ca lume. Nu mai e ce? Asfaltat drum. Lasă, dar după aia îmi coace. A, coace spre ea. O mai fi și mâine zi, acum. Bă, dar mâine mă duc pe taluz, nu mai vin încă. Aci la gunoile astea. Nu mai vin nici eu că... Nu bă, vin, dar mă duc la taluz. E de muncă, mă, la asta. E de muncă, la asta. Nu vede cum e vorba de muncă.
păi eu aduc încoace. Hai, băi, să mai dau una. Că... Aia, așa e la pește. Soacră mea... A, acolo, că trei. Dacă mai stăteai și acum, ce treabă? Da, unde? Că a venit bălării. Acum trebuia să te duci la curbă. O luai pe taluz cu mașina la prima curbă. La prima curbă. Păi am dat noi aseară. Știi la ce oră eram noi la prima curbă aseară? La 9. La ora 9 eram cu ăla, cu Iuli. Am plecat să încercăm. Hai mă să încercăm. Bă, și știi ce fac, mă, Cristi? Da, stai, zic, o să mai stau. Mai insistă, mai. Nu, mă, știi care e treaba? Mă gândesc că poate vin proștii la vânătoare, că așa vin, mai pe sare. Nu e de plecat. Ce să mai măriți, și eu. Știi că așa se întâmplă. Noi vedem pe filmare. Vedem pe filmare. Vedem pe filmare, domnule. Acum, când se vine prima umbră de răcoare, care acum ar fi, acum ar trebui să vină proștii, mă. Ții minte? Mamă, ce dădea. Să trăiți, să trăiți. Gata, fripturica? Gata. Păi da, nu se vede nimic în curată. E pănet. A, pănet. S-a băgat direct pe YouTube. Pe YouTube. 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 Bă, dar ne-a Gigi ce mai facem, mă, că mi-a dat și banii de benzină. Ce dracu, mă, s-a băgat în frunzile de tot. Și parcă-l vezi că vin 2-3 din sat, îi fură Merli și gata. Am muncit degeaba. Mai poate cu colana? Nu știu ce, l-au zis pe Costică, gen Costică. Hai bă, mergi cu mine o dată. După ploaie. S-ai gătit și Costică. Necat acolo, după ploaie. Ce să meargă, mă? Nu merge, mă, nu să recreeze, că unii știi cum zic, facem bani, efectiv banii sunt hârtii. Banii sunt hârtii, facem bani și ajunge la moare mâine și gata, s-a făcut bani. Că... Da, seara luam bine, da, păi atunci vine mal, vara. Noi de-aia mai insistăm aici. De-aia nu ne grăbim, avem răbdare. Și vrei să-ți dau un pont aici, că nu plec până la ora 11, dar știi de ce? O oră s-a pe întuneric. Păi pe seară începe șalăul. La muscă, mă. Cristi, stă-mă să luăm o friptură de șalău? Băi, ești copil, luam 12 kg când se întuneca, era al meu. Așa fac, îi pun muscă de 8, zâng, zâng, aștept, zâng, zâng. Când am băgat voblerul acolo sub pădure, unul după altul luam, pac, luam. Cum de dea, cum luam? Noapte pe întuneric, plecau să ieși acasă. Era acolo, da. Era acolo. Și ce e, mă? Numai că el iese când se întunecă, degeaba ne zbatem noi, hai să iau la ora asta. Nu iei, mă. Noi nu luam. Așteptam, bă, și aveau ore. Da, lasă că mă duc eu într-o noapte la Străjești. Îi dau ziua la biban și toată noaptea la șalău. În moment ce luăm pui de șalău la mușchi de astea, îți dai seama că... Vine și ăla mare, dar nu-i place lumina lui, întunericul îi place. Și iese din găuri și vânează pe de rând. Și atunci, cu voblereaj mic, așa, po, luat. Dar tu nu trebuie să știi nimic. Odată și scoți, pa, iarde. Dar care a fost șmecheria? L-am văzut pe unul că a luat cu vobler de 5, vreo 16 bucăți la jumătate de chil. Ia mă să-l dau și acolo sub pădure. Bag unul mitică și când surpriza, bang în el, dar la fiecare luăm. Și după aia când am băgat la muscă, 4 luăm odată, să uitau aia la tuistere cu cap de jic. Pentru strapazane ăștia era greu pentru ei. Pe și unde? La Străjești, scădere. A fost primul an la Drăgășani. Am mâncat și vara și... La Drăgășani, în Baraj. La care? La Drăgășani. Păi sunt două, unul în bază. A, la centrală. No, la centrală. Da. Nu la Câmpul Mare, mai jos. Nu, de Vale. La Poganu. Poganu e jos și sus, cu. Mai la Vale, hai să vedem. Mai la... Hai și eu mai la deal. Uite tu mai la Vale și eu mai la deal. Dau la pietre aici.
Hai să luăm până acolo. Iar, bă, multă, bă. Iar, bă, multă aici. Hai. De ce tragem așa de mulnetă? Stai că n-am înțeles, că am o ureche care îmi prea mult. De la frem. De ce? Încet? Păi cum se dăde? Adică nu se dă așa? Da, e un fel, dacă, uite, dacă slăbești firul, vezi? Slăbești firul cum slăbesc eu și dau așa înțepături, eu joc în fața lui, vezi? El când o vede că mișcă, o apucă în gură, de eu când am dat pac, l-am înțepat. Înțeleg? L-am înțepat. Mă duc să fac un test. Mă duc să fac un test. Da, dar acolo bani, acolo și te duci, da. Da, era acolo bani. Eu nu luai niște ea marcă, bă. Cristi, nu luai, de-aia îl caută, păi să nu că... Andrei, te descurci? Da. Cât ți-ai luat până acum? Ce? Câți bimă? 2 pii de șalou. 2 pii de șalou? E bine, când a venit seara, da. Vine aia. Vine aia martații lui să vezi ce fac. Merge activitatea aici? Sau ne uităm pe de la filme. Păi exact, Cristi, cum te-ai chemat eu pe tine, știi? Mergea la mine, mergea și când zine Cristi, mai mergea o parcă i-a luat maucul, nici la mine, nici la el. Asta era la Vâlcele, rupea, face, vino Cristi, ia Cristi mașa, până ajunge Cristi. Și la caraz, la orice, mănâncă acum și pe jumătate de oră oră s-a luat. Atâta. Mai vine un banc? Să ai răbdare și te numerești acolo, pe cine acolo, vino acum că mănâncă, puneți. Că sunt la 10 metri de timp. Bă, și e și apa plină de verde, bă. Nu, nu, nu. Păi ce să încerc, bă, că e apa mică. E apa mică, unde? Păi semne, mă, dar a trecut atunci când ai fost tu. Păi da, mă, vâna el, mă, degeaba zici. Vâna el, da, dacă nu vânează. Ai văzut cu dată? Băi, la biban, nu la altceva. Ia uite ce specie e prin. Tot șalou. Băi, vine mă cu asta, vezi că e cu ea în gură puiul de șalou. Deci puiul de șalou e cu musca în gură, n-am nicio treabă. Vine mă cu asta, vezi. Ce vom ies, pui? Ce vânează? N-au zis că luai 5 și 2. Uite tactul ăsta ce vânează și degeaba, că nu... Uite, vei, uite-l cum ne intră. Cât e de mic s-a repezit al momentului de... Cât e de mic e cu musca în gură. Arată lui domnul Paul. Domnul Paul, uite ce răpituri avem aici. Tac, tot, tac, tot, du-te, bă, dai ceva. S-a băgat cu capul nisip. Ui, gata. Știu, eu l-am lăsat și eu lângă mare, am lăsat. Tu mi-ai dat un pic, bă. Ce, de-aia am două, cum cu aia cu Cristi,
O să vină și taxul, dar să întunici o leacă, mă. Deci am scăpat. Bă, spor ce-i dă și de ăla, bă, în casă. Auzi? Ia-i, mă, să o facem mai ușor, jucul. Păi, nu poți să știi. Așa îi făcea ăsta, Iulică. Bine, Iulică așa făcea, că știu, face vârstii. Da, bă, și nu-i dat că... Așa-i luai și ăsta, nu știu. Nu mânca pe zângăneală. Nu, pe de-aia repede, stai. Da, și am vrut așa. Avea de mult o damblată, vine acolo la... La Taluz. I-am spus, du-te, mă, cu Taluz 2. Bine că s-a lămurit singur, a luat decât 2. Păi nu, dar a ajuns târziu, mă. Și mi-a dat și mie bucată. Tot 2 a luat și cu mine aceea, așa că... După vezi, Iulian, știu că... Te dai ca aurul, hai la Taluz, hai la Taluz. Da. Nu, e adevărat că aici m-a enervat aia, vine, de-aia n-am mai... M-a enervat aia cu parasturii pe 2, mâncați-aia, și erau 7 inși, și băteau aici... Și lău, e? Unde să mai dai, m-a luat 3 kg de obete, mai bine avea plasa asta. Ah. A ajuns la verdeață, aici nu mai e. Aici e briu. Nu, no, chiar n-am ajuns, n-am mâncat până acum, n-am. Am pățit și vinerea, am stat la pe lângă o oră degeaba. M-a apucat 9:30 și de pe masă. Deci, păi de ce mă puteți de la șalotă? N-am dat cu ăla, cu tuiză. Am plimbat. Noaptea? Și am plimbat până la pacii. Până la cât ai de noapte? Până la 9:30 am plecat. Păi care e ucă la 10 sunt unii? Păi, aia e ce fără. Păi, 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 da, lasă-te mă întâlnirii, mă. Să fie noapte continuu. Am văzut că e noapte din așa locul ăla casca. Da, nu l-am mai eu, ăla. Uite, tu, Izeli, de ce nu dă? A, am dat prost. Păi, auzi, acum nu ia că n-a ieșit, mă, Cristi și ăla. Iese mai noaptea, mă. Mai ieșit. Dacă aveam bivania, eram mulțumit acum. Nu am mai ce așa, că sunt înțeleg tot. Tot am vrut 5 tot, am vrut 3 de mici și 2 mai mari. Ideea e că... Te-a dat? A, da, da, că-i fost cap și pe ăsta. Ia mă, măcar prinde tu, Cristi, pe 6 pe ăsta. Păi după aia zice domnul Emil că nu... Și tu mai prins că s-a dus drept. Da, îți dă dus? Nu mai am ofițar textilul al drept, nu merge. Păi îți dă dus, ea, nu? Da, că a fost în ea ce dă dus. Ia uite, mă. Hai mă, că începe să vină. Să lasă seara. Ai dat departe. Păi trebuie cât mai departe, că mai duc acolo, e o mază de 10 metri, 5 ani. În fapt, eu i-am bătat pe ce. Păi așa era și acolo, mă, la scări. Dacă... Poate n-ai, degeaba mai dai n-ai. Dacă îl jonglai pe acolo, da. Dacă îl jonglai în față pe acolo și îl păcăleai? Da. Dacă veneai la iarbă cum am venit eu. Și acolo trebuia să... Bă, tu să-mi spui camera aia, nu știu, unde mai pe piept, undeva sus, că nu se vede nimic, se vede decât apa asta. Nu se vede peisaj frumos, să fie ceva... Păi ce peisaj să rămă? Uite, e o pădure. Ce mă, la ce asta ce filmare? Să vezi în față, locul, balta, unde dai înainte. Păi nu, să vedem, mă, balta, ia vină vin încă. Îți face o șapte, băiatul, că vreau să le-am uitat pe internet și știu ce e. Cred că undeva mai pe aici, mai pe aici, sub barbă. Nu, dacă stai aici, undeva aici, nu-i treabă. Că-mi iau un GoPro, da. 4. Păcat că sunt filmele destul de natură, frumos, dar să se vadă natură. Nu vede când balta, când mâini, când aia, nu se vede nimic. Să... Auzi? Uite, vezi că se vede cât asta. Cadru. Și musca cu nea. Și se vede asta, uite. Acum se vede că stai tu cu burta așa, dar când te apuci tu și uiți de ea... M-am bucușat tot și cum s-a făcut coloana. Nu se mai vede decât apa, uite așa se vede. Pe de-aia zi, trebuie fixat aia să stea mai așa. Să vă cer. Nu cer, mă, apa, da. Nu știu, te păi mai când să mai mă tine? Nu mă, GoPro ăla e bun, pui pe cap și mai chiar. Păi mă uiți la tine și la undiță și la alea și văd de sus. Eu când, auzi, când fac filmare la Clean, eu nu pot să-i arăt omului musca cum să joc. Că n-am cum, că e camera la burtă. Eu
Și bălărilii sunt sus, dar eu cu ochii îl văd. Da, ți-am povestit. Auzi? Dar degeaba vezi sus. Păi da, că nu vede clientul. Degeaba vezi, că se vadă ăla. Dar eu cu capul cum mă uit, atunci vede și el, clar. Aia, pe ăsta am și fost ceva sus aici. Nu mă, iau, are ea suport, iau eu cameră. Păi da, ai și mă? Băi, Cristi, ai și camera aia de încarcă direct pe YouTube. Dacă ai ieșit, aia ce mai vede? 24 de milioane, 22. S-o achiziționat. Înainte ziceam, fac și eu așa, am dat banii, investit în camera asta, dar după aia, acum s-au schimbat treburile. Omul vrea informație, vrea cât mai rapidă, urcată. Vrea și live, adică de aici, domne, transmitem de aici, din Berez. Ia uite ce rupe bivanul. Cristi aici, băiat frumos. Da, spălare și pălius. Uite ce zâmbește, s-a făcut asta la poze acum. Făcut, dar nu pește aia. Nu-i nimic. Mai dă peștele. Nu-i nimic. Fetele din America se uită la tine și așa și fără să prins. Și m-au găsit toate acum, nu e la întrebări că unde e Biba, nu. O să mai caute filme cu Cristi. E, așa mă, Cristi. Bă, Cristi, când merge? Ți-a dat? S-ar putea să fie nimic. L-am lăsat, dar a intrat în iarbă, uite. Ia mă, l-am lăsat, dar a intrat în iarbă și iarbă s-a făcut. Oh, alo. O să mergem undeva, mă, să facem niște filme. Nu mai măsată de iarba asta, nu mai vin nici aici. Prietenul ăla al meu de la Alibiu zise că vine vineri să ne ducem la Vulcel. Mai încercați, bă, că nu te lua după aia, că aia pot să mintă, bă. N-auzi, mă, că vineri cu voia domnul meu la Vulcel. Aia mint, pe acolo, poate să-mi zică că nu merge, ca să stai, că nu te duci. Dar n-auzi cât scrap s-a luat la 12 kg? Dar, nu, dar noi ne ducem vineri până sâmbătă după masă la, la Vulcele, în grădină. Noi n-am văzut. Păi și nu bă, sunt eu, mă, nu-i filmez pe acolo care ia crapul. Sau dacă s-ar crapi. Dacă ia eu ștucă la 5 kg, nu ți-o filmez. Vrei să-ți dau și ștuca? Da. Neapărat, cred că plec din asta, că nu mai. Acum mă când tragem el. Nu, nu mai e de știi mă că era până pe omurgită. Nu așa am stat degeaba, știi? O dată luai pântuneric. Da, dar eu am plecat la gura canalului și n-am luat nimic. Nu mai am bă. De ce luam pântuneric pe gura pe sub pădure? A zăbit ăștia. A, nu mai e. A zobit șalău. Dar nu cred că poți să treci la jumătate de acolo, vă zic, e apa, mă. Apa până în pădure, mă. Mă duc acolo, da. Ne ducem la Taluza. Nu știu, trebuie găsit o bună. Andrei, l-ai omorât? Da, l-am. E băgat minții din cap? Nu am văzut culoare aici, așa. Mă gândeam cum să ajung la Taluz, mă, are. Bag un talon. Ce vrei să mai vedeți înapoi? La cap? Unde la cap? Pe cap, acolo era unii care nu băieți. Nu băieți. Bă, dar am dat în iarbă de căuși. Acolo unde se turăm noi la centrală, tot mai luăm, bă, ceva. A. Da. Păi dacă luase unul din băieții, a luase 3, 2, 1. Da, mă, dar n-am mers. Compact, a dat așa. N-am mers compact, dar ce seara... Ce dădeam eu aici? Cristi, seara e de dat, mă, pe Taluz. Și la 9. Aici? Nu vezi că nu mai e nimeni în cauza ierbii ele? Păi da. Iarba asta care nu e ce-i faci. Păi da, tu și că pe Taluz nu era, mă? Deci nu era pe Taluz ierbă, n-a vitre. Aia ce bate, că o bagă că e mai... Pe Taluz e apa. E platoul ăsta continental, pe Taluz. Pe Taluz e apa mai mic. Mergem mai bine la Budeasa, la Oblete, măcar acolo știi că e. Ai fost? Anul ăsta? Da, am fost. Am luat oblet. Da, obletele merge cu alea în golf. Unde? Nu merge cu ea, mă, cu aia. Nu știu, uite. Mai bine de neandrept, am oblete. Eh? Măcar acolo știi că e. Că luam ceva. Nu? Da. Când mergeți la Budea asta? Bine, mă, trebuie. Termin cu practica, cam niște zile mai grele acum alea. Da. Bă, dar niște înfătură. Da, bă, că da, n-am mai luat niște chestii. Păi și eu tot pofum, da. Am mâncat, bă, la gunoi. Cristi ăsta a mâncat gunoiul și a plecat, bă. A, parașuta, mă? Plasă de-aia.
E plasă, mă. Plasă, nu e... Pară? Pară? Așa e micul lucru, e bă, lasă, lasă. Parașut. E modern. Da. Da. Uite câte pară, câte... ăștia le zice mireasă. Ce spun, Valine? O mireasă la Gulești. Eu cred că a tăiat-o, a venit tema. Uite, mă, are plumă, e parașută. Dar are plum. Dați-mă foc, luați-i plumbul. Cristi, scoate bricheta să-i dăm foc. Plumbul să-mi mi-l arunc, că l-am făcut. Scoate bricheta să-i dăm foc. Băiatele, că ai pierdut până la altă. Ce mai dracu, vin la bine, îl dau unul făcut, dar gata. Uite, mă, că are doi plumbi ăștia. Apă să-i luăm plumbii, pe două încă. Lasă, traviață-i rămâne. Mamă, ce plumb șmecheri. Ia. Seamă că sunt cocuțitul să-i tai, îi recuperezi. Păi nu trebuie să dă și la biban. Nu că sunt buni, că are și agraf. A făcut chinezii ăștia. Nu, scule. Scule de scule. Mănânce și gura lui. Mănânce gura lui, da. Vină, fă să te întrebi. Și am ajuns să tai mireasa, mâncați. Mai aveți de una ce zici? Pe unde mai luăm una? Hai? Mai luăm una? Ce ala? Mâncați. Wow, mireasă. Dacă am ajuns să tăiem miresele, ne dă ăștia pe internet. Tăietorii de mirese. Ia, tăia fusta. Cristi a rămas asta în chiloți. Ia uite. Să fii de filiala, domne, din America. Ce, mi-am luat plumbii, în avantaj. Uite, am primit cuțit cadou, cred că ăsta special de mirese. Așa a fost testat de extraterestri. Să fiu dotat cu sculă. Nepaule, te ia somnul, Nepaule, cazi în apă. Gâtilo, gâtilo, n-o lăsa. Păi zisești că trage, că... Hai cu valul! Acum vine valul, mă, ne scoatem imediat. Nici nu e ora nouă. Nici nu e ora nouă. Uite cum curăță apa valul de-o. M-ai mințit tu, ai îndrăznit să mă mințit? Băi... M-am dus la Cerbu, că se ia caras cu chili și am pescuit la broaște, la muscă. Am prins trei broaște, dar nu știam cum să tăiem pulpii, fii atent. Dar tura viitoare îmi iau pulpițile și am plecat acasă. Ecologia. Bă, bune, tu și cum ataca musca, mă? Mă, băi, la broaște mă apuc să dau, mă. La Constanța era unul cu ciorapul nevasta. La un plu, bă, mâncați. Era cu barca când eram noi mai mici. Ce dracu are ăla, mă, ciorap, a târnat așa, uac, 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 până cracul ăia. Dar acum i-am învățat metoda cu muscă. Cum se prinde broasca la muscă artificială. Dar trebuie, ar fi mișto să-i dăm și cu buldoc cu vândător. E nou, mă, ta. E nou? Bă, acum eram pe talus, mă, făceam, spărgeam audiența acum. Acum vine din sosul ăla, mă, sara. Nu trebuie să-ți dea și alu, mă. După cum să vede. Merge pe talus acum? Acum. Exact pe talus merge. A ieșit pe talus roade la ciment. Roade ciment. Noi ne pierdem speranța, mă, aici. Stăm aici până trage. Ce avem, servici? Are crizi, dar mâine poate să-și ia liber. He? La muzeu? Crezi că-ți fug creaturile de muzeu? Bă, ne încurcarăm. Cred că da. Nu fug, bă, creaturile de muzeu, fii atent. Stăm, mâine, liber, stăm aici. La noapte trage crapul la muscă. Nea, Paule, l-ai omorât? Trebuie să-i facem pomană de 3 luni. Sau de 4 ani, de cât îi facem la asta? Cristi, tu chiar mai ai curaj, mai ai încredere că mai o să mai iei tu, John? N-am mai luat, la ora asta. Eu la ora asta eram plecat, băgam a 5-a. Serios, la ora asta n-am mai luat. Serios? Domnul să mai insista bouă. O șalău, mă. Aici trebuie să stai pentru șalău.
Andrei, tu la ce te dai, mă, la somon? La cine? La Biban. La Biban? Păi nu, e prea activ, așa. Ești prea activ. Hai? Da, trage acum. La 9 și 10 trebuie să vină ăsta cu săgeata albastră. Cu marfarul. Bă, nu da să... Da, dacă o fi pierdut, își vine cu personalul. N-am nimic în găleată. Zero. Păi, ia de aici. Mamă, câtă calu. Păi ia și prăjește. Aha. Da, mă, am aprins unul mai mic și am prins 30 lei. Unde le spun? Puțin mai încolo, după pietra alea. Acum? Păi de vreme, nu te-a strigat vreo 4 bani. Hai mă, că ori auzi unde e bancul, bă, și noi n-am auzit, bă, ce nasol cu urechile astea, mă. Serios? La cap, hai la cap. Tu nu vezi câtă calul, mă, te-a adus. Gabi, Gabi. Ia uite șalomă, iau numai șalomă de firmă. Ia-te-mi. Mare, mă. Am prins și eu. Păi nu, le liberez, nu intră. Am prins și eu și le-a dat drumul. La ce? Trebuie să mă duc pe râu încolo. Uite, l-am prins pe aici. Nu, mai e pe acolo, pe în gură. Nu, la aia, hai de sus. Hai. Verdele cu albastru. Îi place așa. Trebuie să ai mai multe modele să muncă. Cu verde și cu roșu. Ei, poate și da. Mă duc pe ăștia vineri și te anunț eu. Direct și sâmbătă la Vâlcele, te anunț eu să știu ce de acolo cu casa. Și te anunț eu ce divane. Auzi? Păi mergem la, la Gigi în grădină. Nu are treabă. În grădină. Nu, no, nimic? Nu, no, la vampir nu. Ce mă, pe aici am luat? E loc bun aici. În singura ta, că am avut? Da, hai să vedem. Oricum fie acum pe seara. Nu! Da. Hai, Andrei, bă, bă, dă-i și tu o muscă așa de început de sezon. Început de sfârșit. Început de sfârșit. Suntem în direct și în exclusivitate la... Da, da. Golești. Da, da. Pe lângă gunoaie. Și căutăm bibanul la muscă artificială. Data de 16, rar, dar mare. Rar de tot. Rar de tot. Folosim stilul smuls. Smuls. Acțiune cu bețe de acțiune 500-1000 de grame. Și că vine purcelul. Aseară trăgeam mișto pe talon. Aseară trăgeam mișto pe talon. M-am simțit ceva, nu? Păi nu, mai vânea zel și seara la asta. Bă, dar nimic, o? Ăsta ori a fost rătăcit, ori a fost pior. Dar n-aș ieși pe cu ea. Da. Aud când nu merg stopurile pe frână. Am avut siguranță de, și de semnalizare, am schimbat eu și merge semnalizarea și avariile stânga-dreapta. Și semnalizările și avariile. Dar acum nu mai am încă pun frână, nu mai am stop pe frână. Pe becurile astea. Și nici ăla nu mai stă da, pe uite. Poziția pe... Când mergi, ai văzut, în spate ai două becuri. Aha. Apre, pe dreapta nu stă. Nu mai stă becul acolo? Aha. Becurile sunt bune. Să mai umblă pe la vreo siguranță? Păi uite și la siguranță să fie cu siguranță rasă. O fi din aia, o fi fost din aia. Ai muncit, Andrei, aici astăzi? Ca la sală, băi, Andrei. Dimineața a fost, dar trăgea bine la... Așa. Acolo la muscă, la baraj. La mascară, nu o la câțiva. Dar știi cum i-a luat? Pe muscă, mă. Da. Acolo la barcă. Pe muscă, aici. Îți spune cum i-a luat așa. Pe muscă mică. Eu aici, culoarea roză, dar de 18. Ah. Și pe fir de 16, spun eu cum l-am eu. Și acolo când am făcut filmările, tot cu 16 de ani. Cu muscă mai mare de 16, dar cu fir de 16. Da, acum am un 20.
de la 20. Dar uite, ăsta nu e oblete? Care? Care sare pe aici? Aha. Hai să luăm oble. Ia uite, altă pește în cărlit. Bă, dar nu mai se caută și alea ăștia. Sunt mici, mă, mai mari, nu sunt. Asta e intrat în așa. Și alea de firmă. Nu, dar e cu ea în gură, fii atent. Pui de șalău ce atac. Musca. Și unde a atacat-o pe asta de sus? Hai, revină. Că să fac o leacă de curent. Așa. A, trebuie să tragă șalău frumos de la noapte. Ca să tragă, să tragă să moară, bă. Păi nu, noaptea trage. Mă duc într-o zi, la străjește, vezi. Dau noapte. Dacă ăsta zicea că vine vineri, bă. Bă, dar nimic, bă. Dacă ăsta zicea că vine vineri, știi. Mă arată pe colegul ăla meu, loc să vizitezi ce permisul la sfatul, dar... I-am făcut 30 de lei. Da. Uite și-a luat. Că e ăla care l-a luat, nu? L-a înțepat. Da. Hai. Îl ia și tu. Hai, Cristaș, băi! Că vine sfârșitul lumii, bă, și nu mai prindești noi un biban. Bă, dacă noi am venit să te ajutăm. Andrei era hotărât, zice, merg, mă, și-i prind eu, zice, le fac. Păi, cred că va trebui să așteptăm până dimineață. Păi, bă, am vesta de salvare, dacă ne mai arunc în apă, să fac aici valuri. Câte vrei tu. Am intrat cu ăla pe barca, am dat până la ori, pe acolo, nimic. Da. Da. Am luat tot acolo la... Acolo stai barca, unde da, am dat noi la... La scări. Am dat la scări. Dacă ăla nu dădea în ciment, dar nu pierdea nicio linie. S-a omorât. Acolo unde dădea așa, dacă... De la scări, în dreapta, acolo jumătate. Păi de sagaț acolo, mereu. Am dat în barcă. Da. A venit cu barca acolo, a lăsat ăla acolo, ne-a dus cu barca până acolo. Și am dat cu ăla, am omorât pe bani. Aha, ia mă să fac și o filmare. Ui, Cris, simți trăsătură? Și eu trag două iarbă aici. Ia, stai așa. Hai, mă, că mă și speriaș, mă. Păi, dar știu că de-aia nu așa. Verde. Băi. Dacă mă duceam eu pe taluz, mă. Altfel stătea trebune. Păi nu vezi, mă, ce face și cu mine. Hai, încoacă, mănânc. La ora asta l-o mora. Unde vrei să mergi? Păi acum unde să te mai duci? Acum să ne mai ducem. Ne pregătim către casă. Normal, nu trebuie să mă doar o plecam. La băieți se pregătesc. Poate veni pe seara, acum cine știe. Se face dor, domnusc. Da și la șaleu? A, sau nu mai dați zi seara? E târziu. Știam că ăsta mănâncă seara. Noi dă durăm după biban, fac. Șalău acum când se întunecă. Dădeam noi la o noapte. La muscă. Luam câte 4 odată. Da, da, s-a mai luat biban și pe aici. Uite, pe aici am luat niște biban frumoși într-o.
Erau băieții cu... Așa și eu înainte, dar zi. Ce vrei dacă nu mai dă? Sunt zile și zile. Da, ori zile și zile, ori s-a făcut plauri. Și îndrept în plauri. Așa era la frunzarul. Deci când au băgat aia plasa, au luat saci întregi de bioa și eu nu puteam să dau de iarbă. Da. Am vrut să dau cu mușchi, dar unde să dai până? Băi, am prins o biba, da? Măi, da. De unde o fi iarba asta? Din Tudor Vladimirescu sau dumne? Mă, Paul, de acolo nu era, mă, la talus. Îți spun eu următoarea partidă. Auzi? Următoarea partidă acolo, pe seară. La talus, la curb. Ia mă că îl las eu pe bibanul ăsta. Ce, la vezi? Nu, vreau să încerc stilul așa lău. Stilul cum? Da, și pe lăsați. Da, la așa lău. La așa lău, așa se duc. Fier întâi. Oi, iar. Așa. Hai mă, că mergea pe talul deja. Nu, încerc la șală. La șală? Mai bine aș încerca la obleți ăștia. Ce joacă? Nu-i vezi de cercurile. Nu, da. Uite mă cercul. Te-am văzut până la noapte în culo, dar nu știu. Păi acu' dă mă, bă, ăsta. Uite că în golf joac. Mă băgăm o savarină. No. Uite-l ce sare. Păi acum sare la musculiță și... Ia uite ce sare. Adecuz. Acum dacă e, Domnul să te ajute să nu rupi. Păi nu e mă mare. E mărunțime. A, ia să vedem. Chiar că joacă, ai dreptate. Vă zic acolo o săritură mai mare. Iete, bă, câtă șală am luat, bă. Câtă burtă are și el, sără. Băi, o mușcă n-a rămas. Toată linia ta. A rupt-o? Da. Bine-i tu, Andrei. Cristinele, păi de la ce mai dă dușmea, dacă știi că? De aia, bă, nu știu, mă mâncam cur, așa te trage altul. Te văzui pe tine, a ții și-mi făcut cur. Eu zisei că dau la șală, luai unul. Mărunțe.
Om bătrân cu inteligență. Mai bine de la oblete cu alea, mă. De la oblete, da? Bă, bă. Stai în cea. Te-ai dat oblete? Unde-i vezi?